acest episod vă prezentăm clădirea Băncii de Scont, imobil aflat chiar la intrarea în Piața Unirii, la intersecția străzilor Vasile Alexandri și Gheorghe Lazar. La jumătatea secolului al XVIII-lea, aici se afla o clădire cu un etaj, prima de acest fel din zonă, care aparținea lui Wenzel Lechner, un constructor care era și membru al Consiliului Local. Era o perioadă în care Timișoara a fost condusă de mai mulți edili de origine germană, Andreas Fan, Peter Mayer sau Josef Leibnitzer. În 1828, clădirea apare în proprietatea Teresei Plavsic, iar în alte documente este menționat un anume Teodor Plavsic. Construcția rămâne în picioare până la începutul secolului al XX-lea, perioadă în care în imobil au locuit negustori, avocați sau ofițeri, iar în clădire a funcționat și o farmacie. Despre momentul exact în care vechea clădire a fost demolată nu se cunosc date exacte. Cert este că în luna octombrie a anului 1908, Max Steiner, un fabricant de leșie, care era și fondator al Băncii de Scont, primește autorizația de construcție pentru ridicarea unui nou imobil. Constructorii se mișcă rapid pentru acele vremuri, iar în 3 august 1909 imobilul este finalizat. La parterul noii clădiri se afla sediul Băncii de Scont, iar la cele două etaje erau apartamente. La scurt timp, camerele din clădire sunt închiriate de persoane mai înstărite, printre care un avocat, un angrosist sau un director de bancă. La parter, pe partea dinspre strada Gheorghe Lazar, era amplasat și un magazin. Clădirea Băncii de Scont a fost realizată după planurile lui Marcel Comor și Dejo Iacab din Budapesta, doi arhitecți care au mai colaborat și pentru realizarea altor imobile din România zilelor noastre, la Salonta, Târgu Mureș, Oradea sau Deva. Încă de la ridicarea sa, clădirea lui Max Steiner a fost una bogat ornamentată, principala podoabă fiind amplasată pe fațada de pe strada Alexandrii, un stup de albine, simbol bancar din vremuri îndepărtate. Acest element decorativ a fost amplasat și deasupra unei intrări. După Revoluția din 1989, clădirea ridicată de Max Steiner a început să se degradeze. Proprietarii din imobil au decis cu greu să strângă bani și să o renoveze. În anii 2012-2013 s-a făcut primul proiect de reabilitare a clădirii. Până la startul lucrărilor a mai durat însă, astfel că operațiunile de restaurare au început în 2019. Întregul proces de refacere a fost unul complicat, asta și pentru că imobilul nu are linii drepte, ci are doar forme curbe peste tot. Primul element nou a fost tencuiala folosită, una pe bază de var hidraulic față de cea veche, care era realizată pe bază de nisip. Aceasta a și fost aplicată pe clădire prin tehnologia martor, adică prin răsarea de fâșii pentru ca întreaga suprafață să fie la același nivel. Restaurarea ornamentelor a fost de asemenea o operațiune dificilă, mai ales a celor ceramice, unele dintre ele fiind refăcute integral. Pentru realizarea acestora s-a implicat în proiect și un designer. Imobilul nu atrage atenția doar prin ornamente, printre care se află și stupul amplasat pe frontispiciu de când clădirea a fost construită, ci și prin culoarea în care a fost vopsită, una de-a dreptul cameleonică. Nuanța se schimbă în funcție de lumina în care este scăldată clădirea. În funcție de intensitate, aceasta devine albă, bleu sau liliachie. Secretul îl reprezintă tocmai vopselurile folosite, care prin elementele din compoziția lor dau acest efect spectaculos. Culoarea a fost obținută după mai multe încercări, fiind aplicate mai multe straturi de vopsea ce are în compoziție o serie de elemente naturale, adică granit, nisipuri sau diferite pietricele. De la momentul renovării, fosta Bancă de Scont a devenit una dintre cele mai fotografiate clădiri din Piața Unirii la Timișoara.